dacă la fructe, să zicem, putem să facem un mus și să fie delicios, la legume, bănuiesc că trebuie ele combinate cu diverse condimente, plante aromatice și așa mai departe. De ce să le integrăm sub formă de piure? Atâta vreme cât cei mai mulți nutriționiști zic să mâncăm totuși fructa, legumă ca atare. Singura explicație ar fi legată de varietatea în alimentație, care este întotdeauna utilă. Dacă o persoană nu preferă un fruct sau o legumă în varianta integrală și o preferă sub forma unui piure, atunci de ce să nu facem acest lucru? Pentru că din punct de vedere al digestiei sau și al valorii nutritive a respectivului fruct sau a respectivei legume, nu există diferențe semnificative. Și în felul acesta câștigăm la capitolul sănătate, pentru că varietatea ne aduce o gamă mai largă de nutrienți. Atâta timp cât un piure poate înlocui un fruct sau o legumă pe care o persoană nu ar consuma o sub formă integrală, putem să recurgem oricând și la această variantă. Ar fi o aplicabilitate specială la persoanele în vârstă, care nu pot să mestece mai ales legumele cu consistență mai tare sau fructele, de asemenea și la copii care pot să fie mai mofturoși și atunci un astfel de piure este mai bine primit, iar la adulți doar ca varietate în alimentație sau ca metodă mai rapidă de a consuma un aliment, de exemplu în relație cu activitatea sportivă, dacă dimineața, de exemplu, îți faci la blender un amestec de fructe și legume, poți să-l consumi, să-l digeri mai repede decât dacă ai stea să mesteci fiecare bucățică în parte. Perfect. Ne referim puțin la legume, bănesc că introduc ca să fie mai gustoase și să fie mai bogate puțin ulei, puține plante aromatice sau plus minus. Putem să adăugăm, există nenumărate rețete. Un exemplu foarte la îndemână este gazpacho, este o supă rece din roșii, la care, într-adevăr, se adaugă busuioc, alte plante aromatice, condimente și este până la urmă un soi de piure dintr-o legumă care devine, în felul acesta, un alt gen de preparat decât roșia tăiată și pe care am adăugat condimente, devine un soi de supă pe care putem să o consumăm ca atare. Trebuie să ținem cont întotdeauna că dacă se adaugă ulei, valoarea calorică este mai mare, dacă se adaugă zahăr în piureurile de fructe, avem o altă valoare calorică, condimentele, în schimb, nu modifică valoarea calorică, ci îmbunătățesc calitățile organoleptice, deci percepția gustului, a aromei și în felul acesta ar putea anumite piureuri să devină mai atractive, mai ales pentru persoanele care au, să spunem, nu au plăcerea să mănânce o anumită legumă, cum ar fi brocoli, care este respinsă în general, dar o supă de brocoli. Și practic, supa de brocoli este un soi de piure, pentru că se pasează respectiva legumă sub formă fiartă, și dacă e să mai adăugă niște condimente, devine mai acceptabilă pentru unele persoane decât buchețelul de brocoli fiert și care ar putea să fie mai fad și nu totdeauna accepta cu plăcere.